Dacă ați candida așa. La alegerile prezidențiale, indiferent așa. De ce arată sondajele, eu cred că ați luat un rezultat bun și l-ați deranjat pe Igor Dodon foarte serios. Mine și pe telespectatori, cu siguranță ne interesează acest lucru. Dumneavoastră, vă veți lua de piept cu Igor Dodon la toamnă în alegeri sau nu? Eu vă spun altceva. Chiar dacă eu nu particip în alegerile prezidențiale, voturile susținătorilor pe care eu îi am în Republica Moldova, niciodată Igor Dodon nu va mai fi președinte. Domnul Sate, dar una este când dumneavoastră, lider de partid, primar de Bălți, da. Participați în alegeri, mergeți la campanie, într-o campanie electorală, câștigați încrederea unui anumit număr de cetățeni. Așa. Și în turul 2, dacă nu treceți dumneavoastră, altfel vor deci dumneavoastră participând într-o campanie, spuneți corect, ridicați mult. Dar eu vă spun că chiar dacă nu particip, susținătorii care i-am astăzi, deja sunt, este în procente vorbesc. Ar fi mai puțin susținători decât dacă ați candidat. Corect, dar eu vă spun încă o dată, chiar susținătorii care deja i-am astăzi, vă rog să mă auziți, deja este destul ca Igor Nicolae să nu mai fie președinte. Și ruci noi mai mult la noi nu o să mai fie nimeni, domnule Codi. Oamenii sătuli.